Spuneți-vă. Stimată excelența dumneavoastră, domnule prim-ministru Victor Ponta, stimată doamna ambasadoră Huo, stimați și stimați doamne și stimați domnule, bună ziua! 我很荣幸来到美丽的布加勒斯特, 参加华为罗马尼亚10周年的客户答谢活动。 Îmi face o deosebită plăcere să vin la București pentru a participa la 10 ani de stare de la compania Huawei România. 26 年前呢，华为是创建于中国的南部城市深圳，当时整个公司只有不到20名员工。În urmă cu 26 de ani, Huawei, compania noastră, a fost înființată într-un oraș sudic din China, Shenzhen. Atunci aveam doar mai puțin de 20 de angajați. 今天华为公司在全球拥有超过15万名员工, 服务于全球超过1/3的人口, 提供我们的ICT解决方案。 Iar astăzi, compania noastră are peste 150.000 de angajați total în întreaga lume, servind populație de o treime din populație mondială și oferim serviciile din domeniul ITNC. 2012年呢, 华为在全球的销售收入达到了 354亿美金, 那么今年的上半年呢, 面对 在场的罗马尼亚的朋友们也不是什么秘密了，那么今年上半年这个数字呢就已经超过了200亿美金。 În anul 2012, veniturile totale ale companiei noastre pe întreaga lume a depășit 35,4 de miliarde de dolari. Iar în primul semestru anului curent, pentru prietenii noștri nu e o cifră secretă, este volumul veniturilor din companiei noastre pe glob, pe primul semestru anului acesta a depășit 20 de miliarde de dolari. 13年前华为来到了欧洲，那么经过这么多年的努力呢，我们和我们的客户还有合作伙伴一起获得了共同的成长。那么到今天呢，我们在30多个欧洲国家成立了我们的子公司，然后也在欧洲区域拥有了7500多名员工。 În urmă cu 13 ani, compania noastră a pătruns în piața europeană și în ultima perioadă noi am depus eforturi comune cu partenerii noștri, cu clienții noștri din Europa și în momentul de față avem peste 30 de filiale în Europa și avem peste 7500 de angajați în Europa. 10年前, 华为开始在罗马尼亚扎根, 那么到今天呢，它已经成为了完完全全的一个罗马尼亚的企业，一个本地化的公司。 În urmă cu 10 ani, compania noastră a deschis o filială în țara dumneavoastră, România, iar astăzi această filială, această companie, Huawei România, a devenit o companie românească locală. 通过这么多年的持续投入，我们现在已经拥有了一支能力强、技术过硬的专业队伍，从而可以保障我们在罗马尼亚业务的一个可持续的发展。 Prin eforturile noastre în ultimii 10 ani, compania noastră în țara noastră se bucură de o echipă puternică, capabilă, profesională, care poate să desfășoare lucrurile, afacerile în beneficiul poporului. 昨天呢，我们的国家 CEO 很自豪地告诉我说，到今天呢，华为的产品解决方案和服务已经覆盖了超过80%的罗马尼亚土地，那么有接近1400万的罗马尼亚人民在享受着华为提供的 ICT 服务。 Ieri am auzit de la domnul CEO, domnul Wang, că compania Huawei România acum poate să ofere servicii și, rezoluție peste 80% din populația din România, iar peste 14 milioane de locuitori din România poate să folosească produsele noastre.
卢瓦尼亚对于华为是非常重要的市场，不是因为我站在这里就说它重要。那么因为罗马尼亚呢，它拥有非常得天独厚的地理优势，而且这里的这个物流配送能力非常出色，同时更重要的是这里拥有非常高效的政府，然后可以获得非常丰富的高科技型人才。România este o piață foarte importantă pentru compania Huawei și această vorbă nu este din cauza că eu am venit aici. Este de fapt că România are o poziție geografică foarte favorită, are serviciile și instalațiile logistice favorabile și o guvernare eficace și putem să oferim, să dezvolte și să absorbe resurse umane din alte părți. 那今天呢，在尊敬的总理阁下和霍大使阁下的见证下，以及在座各位贵宾的见证下，我正式宣布，华为公司决定在未来，那么在罗马尼亚还要再建立两个服务于整个欧洲地区的能力中心，那么其中一个是我们的全球服务中心，还有一个是财务共享中心。Și astăzi, cu prezenta excelenței sale, domnul prim-ministru Ponta, și a doamnei ambasador și a dumneavoastră celor prezenți, aș dori să declar că planul companiei noastre, Huawei, este că o să stabilim încă două centre pentru serviciile în Europa din țara dumneavoastră. Unul este un centru global de serviciu și altul este un centru financiar și rezoluție. 过去的十年已经成为历史了，那么我希望在未来的十年呢，我们可以在共同的努力下再筑辉煌。那么华为罗马尼亚将继续坚持以客户为中心，持续创新和加大本地化的战略，尽我们的全力为本地社会提供更多的就业机会，交更多的税，进行更多的本地采购，然后呢也为我们的本地企业创造更多的业务合作的机会，那么更为罗马尼亚的经济的可持续发展啊，以及丰富罗马尼亚人民的沟通和生活贡献我们的力量。Și în viitor o să depunem eforturile în continuare pentru localizarea companiei noastre, să angajeze cât mai multe oameni din țara noastră, să plătim cât mai multă taxă și să facem cât mai multe achizițiile și să oferim oportunitățile de afaceri pentru companiile românești. Și o să scopul nostru este de a beneficia ca România să aibă o dezvoltare durabilă și să oferim cât mai bune servicii de comunicație pentru poporul român. Huawei 的手机越做越薄，但是华为在罗马尼亚的投资会越做越厚，我们跟罗马尼亚伙伴的合作也会越来越深入。那么我诚挚的希望在十年以后我们能够再次相聚在这里啊，也希望有更多的人能够加入到这个队伍，来见证我们共同的辉煌。因为这不仅仅是华为罗马尼亚的成就，也是在座各位的成就。Telefoane mobile din produse din Huawei devin din ce în ce mai subțire. Însă investiția noastră, cooperarea noastră cu piața românească devine din ce în ce mai bogată și mai profundă. Și dorim să noi mai vedem peste 10 ani aici și sperăm că tot mai mulți oameni să participă la afacerile noastre și să ne bucurăm pentru această rezultate, fiindcă rezultatele noastre, companiei noastre, aparține nu numai nouă, ci și a dumneavoastră tuturor.